Scenariul a fost bine pus la punct. Primii care au intrat în acțiune au fost protestatarii și echipajele de jandarmi. Un incendiu s-a propagat în zonă. Atunci au intervenit pompierii, dar și echipajele de la SMURD și ambulanță. Pentru prima dată la un astfel de exercițiu s-a acționat și pentru evacuarea oamenilor pe corzi de pe o clădire pe cealaltă. Scenariul presupunea și scoaterea unui colet suspect din interiorul clădirii. Trecătorii au privit cu uimire de pe margine și spun că au toată încrederea că forțele de ordine se vor descurca și într-o situație reală. Foarte buni, sunt pregătiți, place de ei. Crezi că într-o situație reală ar face față? Da, da, ar face. Și foarte interesant. E ceva care n-am văzut până acum. Deci asta e un exercițiu care se vede că pare real aproape. După cum s-a văzut cu forțele de ordine și cu jandarmii. Întotdeauna mai trebuie îmbunătățit. Suntem mulțumiți că, din punct de vedere al tehnicii, nu am avut probleme. Deci s-a desfășurat în mod normal. Avem câteva observații. Încercăm să tragem câteva bune practici și câteva învățăminte ca la exercițiile viitoare să fim mai buni. La simulare au luat parte 200 de persoane. Este cel mai mare exercițiu tactic desfășurat în Sibiu în ultimii ani.